Salutare și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori ai postului de televiziune Orizont TV. Este momentul potrivit în care vă fac invitație să rămâneți alături de noi pentru că dăm start acestei noi ediții cu genericul Hai să ne căsătorim. Eu sunt aceeași, Lenuța Gheorghiță. Rămâneți alături de noi să vedem dacă unim destine, pentru că asta ne este dorința și visul. În această seară avem, ca de obicei, trei miri și facem cunoștință. Vladimir, Nicolae și Ilie. Eroina este Marina, o mămică frumoasă, tânără, minunată și care crește cu mare drag doi feciori. Rămâneți alături de noi! Marina, 43 de ani, este decorator. De asemenea, are bifate în palmares și cursurile de contabil. Preferă odihna activă. Visează să sară cu parașuta. Recunoaște că ar vrea să trăiască în străinătate și deocamdată nu poate să renunțe la scopurile sale. Este mama a doi copii deja adulți. A fost căsătorită de două ori și de ambele ori căsnicia nu a fost reușită. Cu primul soț a trăit 4 ani. Acesta însă a fost omorât. Cu celălalt a mai trăit încă 3 ani. Dar nici cu el finalul n-a fost fericit. Eroina noastră este deja de mult singură. De aceea ar vrea să-l găsească și cât mai degrabă posibil pe cel care îi va aminti că ea este o femeie adevărată. Bună seara și bine te-am regăsit, frumoasa noastră Marina. Tu ești mamă. Statutul acesta este foarte important, mai ales că tu crești doi băieți. Minunați. Doi băieți care au ce vârstă? 26 și 18. Deci celălalt mai măricelul tău a mai fost în cadrul acestei emisiuni. El tot este în căutare, exact ca și tine. Tu ai 44 de ani împliniți, ești decorator. Concomitent, ai făcut și niște cursuri de contabil. Ai muncit în acest domeniu? Da. Și? Decorator tot și aduce bani mai mulți. Da. Am înțeles, gata. Odihnă activă prefer pentru această vară fantastică. Ce ți-ai preconizat deja? Pentru că noi de obicei... La mare, cu copiii. Mm-hmm. Dar pe asta nu e odihnă activă, este pasivă. În afară de asta, noi deja am fost la o peșteră și mai avem... Faci cruci când bagi în peșteră? Când și cum, că nu-i mai adâncă, da. Dar voi ați fost mai mult timp sau așa? Ați intrat și ați ieșit? Acolo poți să ajungi, poți să dormi acolo, să rămâi pe noapte. Adică asta e o experiență... Am planificat, am cumpărat deja tot echipamentul, cu tot cu căsuța de dormit și ghealuri, dar din cauza lucrului intensiv care îl avem acum, încă n-am reușit. Așa, moldovanul vara face reparațiile, moldovanul îi trebuie decorator. Pentru ce, în general, te duci acolo sub pământ? Ce tu cauți acolo? Ce energie cauți tu acolo? În primul rând, datorită la așa excursii, nu știu cum, mai multă dorință de a face mai multe și lucruri frumoase. Dar știi ce este interesant? Da. Că ți-ți plac situațiile extremale. Da. Exact. Ba cerul, ba subteranul. Da. Da? Tu cauți adrenalină, da, sau cauți totuși să te regăsești în anumite situații așa de... De multe ori când sunt așa în anturajul meu, da, eu nu, uneori așa parcă fac ceva, dar parcă fac puțin și parcă așa fac repaus. Dar când fac superficial, așa, cum ar fi. Da, dar când plec în așa peșteri, acolo, știți, automat te gândești la ce, că stai, n-am făcut asta, te strângi și te pornești iar mai cu multă de regulă, forță. Peștera asta este... mă ajută. De regulă, peștera este... Sau zborul. Okay. Gândești că moarte vine. Okay. Normal așa arată o femeie cum. Uh-huh. Și îți doresc într-adevăr un bărbat cu care să te simți deja pe relații parteneriale, ca să te simți vie și autentic în tot ce faci. Hai să ne raportăm la felul tău de a fi și pe general despre viața pe care de obicei noi oamenii normal o voalăm. Ai trecut prin două căsătorii care au fost eșuate. Primul soț, ai trăit 4 ani în care ai dat naștere unui copil. Băiatul cel mai mare. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, iar peste 3 ani ai hotărât să-ți reîntemezi de altfel o nouă familie și ai găsit un bărbat potrivit în care ai avut încredere, zicând că ăsta la sigur o să îmbătrânim pe aceeași pernă peste mulți ani de zile. Și dintre a doua căsătorie s-a dat naștere încă unui băiat, dar ce s-a întâmplat?
Needucația moldovenească, în primul rând. Ce înseamnă needucația moldovenească? Sunt 7 ani de casă care deci ți-i dă mama și tata. Deci asta 7 ani de casă în care nu se explică la bărbat, nu se întinde mâna la femeie, nu se bate. A, deci el era agresiv, da, verbal, era agresiv, moral și moral, fizic. Da, toate dar aspectele și deci asta a pus punct. Cum ai făcut cunoștință cu soțul tău a doilea? Da, veneam din Rusia acasă. În tren ne-am întâlnit. Da, puiul tău, băiețul tău, minune, unde era? Cu soacra mea, cu care și acum prietenesc și trăiesc bine. Soacra, cum ar fi mama, da, primului soț, soț care, da, îți creștea băiețelul. Da. Și în tren ai făcut cunoștință cu... Da. Bă, cu ce te-a cucerit? Din cauza problemelor cu primul soț, ce oameni care i-au făcut probleme... Este o problemă rezolvabilă, fii atent. Soțul tău a fost e decedat. Da. L-a sămormântat, l-a petrecut. Nu mormântat, nu au trupul. Să povestească. El e dat în căutare și în prezent. Și în prezent. Așa, cei care i-au făcut problema m-a amenințat și pe mine cu moartea și deci eu pur și simplu am văzut că pare de nădejde și să fug de primele mele probleme, pur și simplu m-am căsătorit. Ca să te ajute, ca să te apere cumva. Asta, ca să mă apere. Și așa și s-a întâmplat. Deci eu am venit în Orhei, dar peste cât timp, voi, după ce v-ați cunoscut, v-ați căsătorit? Cât timp a trecut? Păi nu ne-am întâlnit în tren, am spus nu vreau să-mi viază și viața, da, vreau, așa urgent, vreau, da, într-o lună, deja noi ne-am luat, am început să trăim. Ok, acum, la momentul, în prezent, Marina, tu ești un om realizat și umplit, o femeie frumoasă la chip și suflet, noi ne bucurăm extrem de mult că ești în cadrul acestei emisiuni, dar concomitent pe lângă faptul că ai doi copii minunați, doi feciori, vorba cânticului, are mama doi feciori, măi, măi, și mi-i cresc ca două flori, măi, două flori, dar și tu ești o floare minunată. Mulțumesc. Și ești la o vârstă în care ești un pom înfloritor, ești o femeie atât de frumoasă. Zi-mi, dacă tot te-ai reîntors în cadrul acestei emisiuni, despre ce bărbat vorbim, ce căutăm, pentru că, pe lângă faptul că suntem un post de televiziune națională pe care ne urmărește toată Republica Moldova și nu doar, ne urmărește cei din diaspora, așa că ia să vedem, cine știe, poate să găsim suflet pereche, dacă nu în cadrul emisiunii, mai revii încă o dată. Dar m-aș bucura pentru că acum, la moment, în prezent, trei potențiali bărbați, miri, cum vrei tu, parteneri de viață, te urmărești de pe micile ecrane. Ce calități, trei, spunem, care ar trebui neapărat să fie prezente în acel bărbat pe care ți l-ai dori în drumul vieții? De nădejde, să nu fie agresiv, să fie educat. Asta e, da, frumos, să fie bogat. Puternic, moral stabilit deja, să știi ce vrea de la viață. E bine așa că să aibă copii și să tindă să-și găsească părechea care își o dorește. Argumentează, Cristina, ce se întâmplă în harta ei natală și, pe general, despre ce bărbat ar fi binevenit în viața lui Marina. Marina este născută în semn zodiacal Pești. Și într-adevăr este flexibilă, fiindcă este născut, no, în semn, da, este născut în semn mutabil și ai o poziție în fecioară la Saturn. Uh-huh. Deci, într-adevăr, nu contează în cazul dat statutul social, chiar dacă el lucrează cu mânuțele, zi de zi, la muncă grea, pentru tine foarte mult contează lumea asta interioară, cu care să o împarți. Sigur. Mă, un pic, mă, așa, mi-e interesant tematica riscurilor, da? Deci unde tu te implici. Uhum. Probabil că, da, eu am atins niște momente importante din copilăria ta, deci când tu te separi deja de mama, de tata, de tata rece și de mama care nu poți să te separi încă și vrei frumosul ăsta să-l transferi mai departe în relația ta, să devii o persoană matură. Eu nu cred că tu cauți un bărbat pe care să te sprijini. Probabil așa a fost în prima, în a doua căsătorie. Tu deja ai sprijinul ăsta în interiorul tău, verticalitatea, da, ta. Da? Fiindcă de la 42 de ani până la 50 de ani se formează acum la tine etapa și aspectul verticalității. Da. Tu îți dorești o persoană care să fie și aproape de Dumnezeu și spiritual, dar în același timp și foarte cu picioarele pe pământ. Da. Și nu contează că e ministru, că e director, că nu contează. Contează să te înțeleagă și să-ți accepte unele stranietăți ale tale sau extremul ăsta care încă te copleșește. Te-ai gândit cumva să emigrezi din țară? Știți, am fost acum în Franța, mi-a plăcut foarte mult țara. Deci față de Germania am căzut în colectivul ăsta de moldoveni. A, de fost în Germania, tu... În Franța, dar ce faci în Italia, în am lucrat. În calitate în Italia de... am lucrat în calitate de badante, neani, când îngrijești. În Franța și în Germania am lucrat în construcție. De cine ai rămas acolo? Ce te-a determinat păi să revin? Păi eu cu lucrul nu m-am venit. Am venit cu lucrul înapoi. Ca să rămâi acolo trebuie să ai documente, să dacă ar veni familia... un bărbat acum și ți-ar propune, știi, ți-ar fi plăcut pentru sufletelul tău, dar dacă ar avea un copil,
ai fi de acord să fii o mamă pentru un pui de om? Nu, de ce nu? Copiii, eu pe mine am crescut, nu e o problemă. De exemplu, un copil străin să-l susțin, să-l ajut. Copil străin ca străin, dar tu mai vrei copii? Exact. Eu? Să mai naști. Depinde. Depinde. Tot depinde. Totul depinde de ce se întâmplă astrologii și nu doar, așa că este momentul potrivit în care vrem să-l invităm pe potențial Mirii cu numărul 1. Să vedem Mirele cu numărul 1 dacă este cel mai potrivit pentru eroina noastră. Rămâneți alături de noi! Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Vladimir, sper ca astăzi să-mi găsesc jumătatea potrivit. Okay. Dar de la mine. Mulțumesc. Vladimir, 44 de ani, lucrează în calitate de tehnician la un laborator de construcții. Recunoaște că muncește foarte mult, iar zilnic regimul său este unul bine definit. De acasă la muncă, de la muncă acasă. Pentru toate celelalte pur și simplu nu-i mai rămâne timp. Preîntâmpină din start că nu și-ar dori ca viitoarea soție să fumeze, să consume alcool și să mențină vreo legătură cu fostul soț. Vladimir recunoaște că are prea puține realizări în viață, dar crede că tot ce-i mai important abia urmează să se întâmple, iar viitoarea soție l-ar putea motiva cel mai bine în drum spre marile succese. Bună seara, Vladimir! Bună seara! Tu, ca de obicei, emotiv, dar un bărbat absolut fantastic. 44 de ani împliniți, lucrezi într același domeniu, tehnician, la un laborator de construcții? Nu vreau să schimb serviciul. La moment nu activez, eu am lepădat serviciul. Dar de ce ai lepădat? Ce s-a întâmplat? Pentru că trebuie și fizic să mă impun și tare mult și... Dar fizica asta ce prevede? Trebuie să cari... Probabil de beton. Adică? Trebuie să cari și căldare? Într-un capăt... Vezi, dacă nu cunosc domeniul, într-un capăt de secție în alta. Aha, și tu ai de ce să spunem? Profesor, eram și în ziua de azi, poate mă căsătorie. Dar tu ai făcut și o facultate pentru a profesa? Da. Ce ești de mes? Ce e facultate? Poftim? Facultate de chimie. Oh, tu ești chimist. Eu știam că tu vii dintr-o familie în care mama este profesoară. Profesoară de? Clasă primară. O, acolo trebuie răbdare multă? Nu știu. Are statut, are făcătura... Și că are lucru, o terminare de lucru, e foarte bine și e comod ca ea însuși să-și atingă dorința, ca să se împlinească visul ei cu însuși ea. Dacă tot zicea de faptul că vrei să schimbi meserie, în ce domeniu vrei să activezi? Tot într-un laborator, nu mă gândesc alt domeniu, dacă s-a primit. Dar de zâpă cineva, nu știu, ne aude și scrie că vrea să te ia. Eu și la Orhei Vieta aici putem să ajung, dar să lucruri pe schimburi și... Da. Dar de ce schimbă? Că noaptea... doar nu ai familie, nu ai copii, e greu noapte. Eu am lucrat și noapte. Dar pe când atunci vă întâlniți cu femeile, dacă tot lucrați și căutați de lucru și vă gândiți de lucru și unde să lucrezi și pot acolo sau pot în altă parte? Dar cu doamnele și domnișoarele, când vreți să vă întâlniți? E foarte greu, da, e foarte complicat. Ai trecut de vârsta, de mai ales de după 40, e foarte complicat. Nici nu-ți vorbesc, nici nu-ți vorbesc. Dar înainte de asta au fost mai ușor? Eu sunt până la 25 de ani sau până la 30, chiar să mă căsătorit, e mult mai ușor aveți și... Domnul Vladimir, sunteți în cadrul acestei emisiuni în care eroina noastră principală trebuie să aleagă un potențial partener de viață. Eu uitați-vă la dânsa. Dumneavoastră, după calități, vă place ca vizibil? Vizibil, da. Pot să spun, da. Bun, partea morală o cunoști după aia, dacă te invit ea în drumul vieții, că ea îți te alege. Care sunt calitățile tale ca bărbat la 44 de ani împliniți, niște calități bine determinate în care să o faci pe ea să te aleagă pentru drumul vieții? Să ne înțelegem reciproc. Așa. Să ne placem cât de cât. Zi-mi altceva, tu cu cine trăiești? Singur. Mama? Singur în sat. În sat? În ce sat ești? Tu de Baștin, de unde ești? Reunul Sincerie. Dar trăiești unde? Chișinău. Dar mireasa noastră? Okay. Uh-huh. În caz de... dacă ceva vii la mireasă? Oricum, la Chișinău nu ține nimic acum. Dacă înțelegi, este, eu cred că te-ți fii tot. Poate să-l aleagă, dar eu știu. Mai dau încă o întrebare. Odihna pentru dumneavoastră, cum este?
activă ori pasivă. Și am vă dau sinonimul acestor cuvinte, pentru că multă lume nu prea înțelege. Odihna pasivă, asta zice spre mine. Să dorm, mănânc și să beau. Gata, nu mai vreau nimic. Doamna eroină îi place odihnă activă. Este cea care își cumpără crosuri, se încalță și umblă pe frânghii, pe dealuri, pe văi, sar din parașută, cu parașută, fără parașută, treaba ea. Tu de care ești? Pasivă. A, tu vrei cu mine. Chiar el e de sub nas. Bravo. Eu am vis acasă. Bun, încearcă ce facem? Dânsa are un vis, ea vrea cu parașuta. În caz de dacă te alege pe tine, Vladimir, sare odată? La vârsta asta mai înaintată, prin multe experiențe de acum. Păi omul de nată își trăiește prin experiență, acumulează experiență. Ca să fii cum, receptiv la toate. Te uiți la viață ca la 40 și asta e gata? Sfârșitul vieții înainte? Nu e sfârșitul vieții, dar e... Dar e apusul. Dacă te duci în Europa, tu ești aghie de căsătorie. A, pe în Europa, da, dar vă stați în Republica Moldova. În Moldova, onorat da. Public, sunteți în cadrul acestei emisiuni, așa că este momentul potrivit în care vreau să ofer cuvânt. Madame Cristina, tu ești mai aproape, tu știi altfel, latura pe care noi nu o cunoaștem. Dă-ne trebuie detalii. Ce se întâmplă cu domnul Vladimir și dacă sunt compatibili cu Marina? Domnul Vladimir este născut în semnul zodiacal RAC și am auzit că este târziu ca să profesez. Exact acum se poate de profesat, dacă aveți ce oferi. El este un profesor născut. Un moment. Are Venus în Fecioară, de-aia și iubiți odihna pasivă și vă completați. Ai foarte auzit? Bine. Da. Însă, această Venus în Fecioară este în conjuncție cu Saturn, de-aia și aud că nu e așa, că este așa, că a fost nu așa, că a fost nu așa. Lăsați pretențiile și migălosul la o parte. Și du-te în liceu și profesează chimie. Dacă duci în liceu, găsești la 25 de ani. Ia ok. Da. Ai văzut? Dar dacă vrea foarte serios, fără generalizări, să-și construiască viața cu cineva, eu înțeleg că pentru RAC, într-adevăr, contează sufletul. Asta e semnul zodiacal care este despre suflet. Dar haideți să ne uităm și la aspectul fizic, să ne uităm și la aspectul de atracție, da? Și fizică, și sexuală. Nu fiți așa prea migălos și prea... Dumneavoastră generalizați mult și în același timp vă agățați de detalii. Dar în schimb e frumușel, iar la dâns. Uite și... Acum de ochi stare. Da, da, noi astăzi dăm niște părți de afun, ca nu cumva să nu poți dormi. Au zare ochii verzi. Uite și zâmbet frumos. El este profesor, vine dintr-o dinastie. Exact. Și la 44 de ani viața de-abia începe. Vă rog foarte mult. Eu cred că e în Europa, da. Vladimir, vracii au așa o calitate că tot timpul se uită în urmă și au regrete. Așa un gen de pasiism. Lăsați pasiismul la o parte. Totul este înainte. Eu m-am dus la vârsta de 22 de ani pe facultate, spre tău. Un copil în fața la copii. N-ați pierdut, ați acumulat experiență. Dumneavoastră, cândva v-ați gândit să emigrați? Da. Și acum este în plan? Și acum aș vrea. Încotro? Poate vreți în Franța să emigrați cumva. Germania. Are, nu contează, pur și simplu, acolo. Tot nu contează. Acolo sunt Europa. Este cotare la Briceni. Păi da. În Franța e frumos, recomand acolo. E frumos, bună, dar în Europa trebuie să muncești bine. Asta da. Domnul Vladimir, este momentul potrivit în care vrem să te invităm în scenă, dar între timp vrem să-ți mulțumim, să-ți dorim neapărat vise împlinite, sănătate. Și cine știe, așa cum a zis și astrologic doamna Cristina, este probabilitatea să-ți găsești sufletul pereche. Găsește-ți locul în societate așa cum vrei, schimbă-ți meserie pe care o vrei tu, în care să-ți simți fericit și împlinit. Și ziceai tu supărarea ta vis-a-vis de faptul că mama încă nu vrea să stea acasă, mama încă e tânără, profesează și atâta timp cât ai o mamă înseamnă că tu ești asigurat cu dragostea maternă, știi la 100% că cineva te iubește necondiționat. Între timp, pentru că astăzi ești în cadrul acestei emisiuni Hai să ne căsătorim, m-aș bucura dacă Marina te-ar alege. Între timp vrem să urmărim cu toate ce surprize pregătit pentru eroina noastră. Succese mari și în scenă! Mulțumim! Permite-mi ca să-ți adonez această sticlă și să-ți doresc mult succes în viața zi cu zi. Mulțumesc. Mai departe. Mulțumesc. Asta primul standard de la mine. Mulțumesc. Toate aplauze bine meritate, Vladimir, ca așa, destul de succint, dar o surpriză frumoasă, zic eu. Și-o puțin măcar eroina o să aibă de seară și sărbătorii frumos.
M-aș bucura dacă te alegi, ții succese mari, ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni și tu știi deja regula, te invităm în camera de șepere, iar tu, Marina, revină pe platou de filmare. Mulțumim! Mulțumim! Marina? Da. Zi, pentru că tu știi deja regula acestei emisiuni, ce păreri ți-a lăsat acest potențial mire cu numărul 1? Domnul Vladimir, adică chiar Vladimir, eu socot că... De multe ori în Moldova este problema care persoanele, deja după 40, se socot bătrâne. Uh-huh. Asta e o caracteristică care înainte... Dar eu cred că stai un pic, asta nu cred că doar în Moldova. Numai în Moldova și în Rusia, vă spun. În Europa nu există deci așa prostii. În toate țările post-sovietice. În toate țările post-sovietice, la 20 ceva de ani, fata se socotea deja bătrână. Asta nu e corect. Așa, dar cum e corect? Nu contează, el nu contează chiar vârsta pentru dânsul. El contează starea asta, sufletească a lui, care bătrână, eu cred și... că el chiar și la 25 de ani era tot așa. Da. Zim, ce părere. Asta nu-mi place și asta tot nu-mi place. Și adică el cu comportamentul ăsta a trecut prin toată viața. Nu conta cât ani el a avut. Așa că el starea asta a menținut-o până la 44. Și tot așa o să da, fie. Dar vrem să ascultăm și Natalia. Marina, zi-mi, te rog, încă o dată. Mi-a plăcut. Ea a spus exact ceea ce poate eu nu puteam să explic. Bă, exact. Marina, tu ești un om trecut prin viață. De tu deja știi. Uite, zi-mi clar. Ce ți-a lăsat? Hai că am înțeles că el e așa că... Bun, ți-a plăcut ție, ca un bărbat lângă tine, până la atunci bătrânețe, să fiți împreună spre aceleași vise, să mergi în vacanță, să râzi de parașut, ar fi potrivit urba? Posibil din cauza eu sunt în vârstă, gata, s-a terminat tot, negativul nu face. Asta noi nu schimbăm, dragostea schimbă multe. Dacă dragoste omul știe că este iubit și apreciat la justa lui valoare, el își schimbă și viziunea la viață, el își dorește altfel. Tu vezi că el trăiește singur, el de asta și este așa un pic mai depresiv, dar sunt sigură, dacă om, oricare n-ar fi omul, dacă îl ocrotești și îi oferi dragostea toată de plină, el își percepe altfel eu viața. Eu cred că unele persoane nici nu sunt gata chiar să facă aceeași familie. Deci el e în asta. Tu crezi că nu e posibil, nici da? Nici nu sunt gata să accepte acea dragoste, deci, care îi poate cineva să-i ofere. Posibil să fie schimbări, posibil să fie cea. Dar nu cred, nu va fi. Dar nu fi, ești tu așa fi. De categoric. Nu vreau să fiu categoric. Dar dacă tu ai planuri să emigrezi, spre exemplu? Depinde. Deci să vă spun, unii nu m-aș duce acasă, e cel mai bine. Deci eu din toate țările europene, mi-a plăcut Franța cel okay, mai mult. Ok, el fiind luat de aici, da? Uh-huh. Și mutându-și locul de trai, își poate deschide conștiința eu către ceva că, nou. Corect. Complet, da? Eu și cred că așa persoană ca el altfel. Ar trebui să se ducă în Europa. El spune că muncește, dar nu în toate locurile de muncă trebuie să muncești așa cum este descris. Deci în unele domenii nu este chiar așa. Deci tu lucrezi, cum și la noi. Dar fapt că tu vezi altă viață. Tu te vezi tânăr acolo, tu vezi că ai perspectivă și începi să fii mai pozitiv. Bun, fizic te atrage? Fizic e foarte drăguț, plăcut, arată foarte bine, da, așa, fizic arată, da. Arată bine. Și Flăcău. Da, și e Flăcău. E Flăcău. Da. Copii nu are, da. Nu are niciun bagaj, își mai dorește copii? Păi, să-l ajute Dumnezeu. Ai să-l înveți să facă decorări din ăsta pentru apartamente? Ai văzut cred... că el e disponibil? Că nu-i place bun, să alerge mult și nu cred că vei place, nu-i place, place în caz dacă l-alergi. Păi să alergi cu căldărușă dintr-un cap pentru o expertiză, deci caldarea nu mai este de o toană, dar eu toată ziua alerg cu așa caldare. Posibil. Deci nu vreau, fiecare și... Deci nu zic, unii oameni chiar nu iubesc să lucreze fizic și asta e normal. Este momentul potrivit în care vrem să-l cunoaște pe Mirele cu numărul 2. Să vedem cine este, cum este și dacă este potrivit. Bună seara! Mă numesc Nicolae Vizitiu și am venit aici la emisiune pentru a mă căsători. Mulțumesc! Nicolae, 47 de ani, face de toate câte puțin. Agricultură, construcții, dansuri, îi place la nebunie să danseze, precum și să deseneze. Mărturisește că a avut în viață unele momente în care n-a fost suficient de serios. Și asta i-a cam ieșit pe nas. Visează să aibă o familie și copii. Avertizează că viitoarea lui nevastă va trebui să fie gata să-i nască cel puțin un copil și să se mute cu traiul la el în sat. Mărturisește că n-a avut
avut niciodată o relație serioasă cu o femeie. A avut două întâlniri cu o fată mult mai tânără și apoi a avut probleme cu ea. Bună seara, domnule Nicolae. Bună seara. Să știți că eu din start v-am recunoscut. Sunteți originar din Ungheni. Satul? Lințești. Să ne trăiți. Eu v-am văzut pentru prima dată și ați fost fascinant prin dansul dumneavoastră absolut debordant în cadrul sărbătorilor care a fost recent la Ungheni. Și eu atâta timp cât am cântat, Nicolae a dansat. L-a aplaudat toate satele care au venit în cadrul acestui spectacol. Bravo. Cum e să fii vedetă la Ungheni? Ia-mi povestește-ne, pentru că la sigur lumea te recunoaște. Mă recunoaște că sunt dansând întotdeauna pe stradă, ceea ce fac zilnic. Dar ce te determină să dansezi? Din asta se câștigă? Dintre aceasta însă și eu întrețin însuși pentru mine, ceva mai mult adăugând la pensie care o primesc. Zi-mi, drog, cum câștigi? Mergi la petrecere, la spectacole, la evenimente private? Aceasta nu se numește câștig. Eu omul îi rog să nu-mi dea bani. Mi-l dea chiar însuși în buzunar. Așa, dar de unde vine această pasiune? De la ce vârstă ți-ai dat seama cât i-aș putea și aș izbuti în acest domeniu? În 2009 mă duceam la Citrin, la discotecă și acolo luam și dansam. Și dansam în stilul cum și dansa și actual. Dar e popular dansai, că la mine când am cântat, atât ai dansat. Prima dată am apărut pe imagini, pe rețele de socializare, pe, nu știu cum să zic, eram în Palatul de Cultură și mi-au dat actorul Mithun Chakraborty, Jimmy, din filmul lui care joacă. Deci tu dansai indieni. Da, eu dansez dansuri seducători care dansează parte feminină și eu însă am abilitățile astea și le dansez. Ce frumos! Pentru că foarte repede transpir. Eu uscam haina de pe mine, învățătorul la hotelul de la zicea Efim Mihaci, și iași din nou dansam. Lucram toată ziua și dansam. Sunt private, ai încercat vreodată la hotelul Iridana lucram și tot acolo m-au luat de pe stradă dansând, ca să mă învețe. Păi Nicolae, zi-mi, te rog, de în ce trăiești, de în ce îți plătești facturile? Din pensie. Dar unde trăiți? La Unțăști. Da, cu cine? Da, cu cine, exact, da. E că era greu, știi, una e mama mea. E mama acolo la mama, la casa părintească. Adică la cu mămică trăiți? Da, eu sunt ultimul la părinți. Adică un om normal, al locului. Cine, Nicolae, te-a ajutat în această seară să te îmbraci atât de frumos? Parcă ești mire, special, parcă o veni pregătit special ca mirele. Cine te-a ajutat să-ți alegi această vestimentație? O parte mi-au dat oameni, dar ca de obicei îmi aleg singur, dar aceasta jaletca mi-a dat-o cineva, care foarte e pentru mire și mirese. Da. Ce spuneai că îți dorești extrem de mult să te căsătorești, da, dar de copii. Ce în chestionarea ai indicat că vrei o fată de 28 de ani? Nu-ți pare un pic că... La vârsta actuală... Tu ai 48, da. Și ea să aibă 28, pe diferența mare. E diferența mare, dar eu nu vreau să dau greș că să nu am copii. Deci mă aduce la faptul că să gândesc ceva greșit, că posibil să producă copii și la o vârstă înaintată. Dar aici pun în risc, eu, că să încerc o viață cu careva. Nicolae, un copil riscuiesc. Nu este o floare pe care doar îi dai apă și îngrășăminte. Înțelegem, copilul trebuie, are nevoie de multe cheltuieli, de afecțiune, de dragoste, școală, grădiniță și etc. Tu crezi că ai putea crește un copil? Fără doar poate aș putea crește un copil, însuși dacă aș a vedea abilitățile, fiindcă cunoscând pe mine de aproape, dacă înfăptuiesc ceva care oricare e binef pentru oricine, acel lucru. Sunt trei lucruri fizic care pe tine te definesc, dar într-așa mod ca eroina noastră să te, vrea să te aleagă pentru drumul vieții. Ce calități ai tu și nu are altul? Că de dansat am înțeles. Calitățile mele fizic, aspectul este design, adică cum, seducător. Ei sunt slab și sunt într-un mod... Ei, uite la ansamblu. Într-un mod oarecare îmi doresc ca ea să arate însuși ca mine. Tot însuși. Dar cum arăți tu? Că noi n-am înțeles. Slab. Seducător. Seducător, suplu. Seducător, da. E, nici nu o să uit la dansul. Dar la biserică mergeți? La biserică da. Eu mă duc rare ori, da? Nu da. Acolo nu ați întâlnit vreo femeie care să vi se pară curățică, comincioară, credincioasă,
cum se cade, la locul ei, care să... N-am fost atașat să trag atenție în momentul... Dar eu v-aș recomanda. ...punctele cele care însuși la biserică. Dacă atrag atenție mai mult, apare iluzii și nu vreau. Dar eu v-aș recomanda anume să vă uitați așa la o femeie care așa e mai credincioasă, mai la locul său, mai ordonată, mai... La astfel bine. De femei să trageți bine. Atenție, da. Bine. Nu vă speriați dacă a fost căsătorită sau este vădană, da? Să nu vă speriați. Nu mă spare, da. Dar tot una, permanent pot spune scurt și clar, o să renunț pentru că nu am copii. Mai bine doriți decât să fac rău mie însă, fac și ei rău. Mai bine rămân cu ok decât spun scurt și clar. Bine, bine. Am înțeles. Până te-ai invitat în scenă, ai scris în anchetă și ai... tot să mă gândesc, așa. Deci ai scris așa, că îți dorești strâng de mult să rămâi, ca potențiala ta mireasă, iruina vieții tale, să trăiască cu tine în sat. Da. În sat unde? Cu mama? Nu cu mama. Tu ai casa ta? Da. Nu e a mea, însuși tot a mamei, nu e trecută, nu nimic, e însuși... Sper că acolo e oarecare, e altceva care nu vreau să-i înduc în eroare. Ieruina noastră stă că, în oraș. Da, scurt și clar vreau să spun că actuala nu e pe mine și e moștenită deja cât era tata mea în viață pe fratele meu. Face raport și, la proprietatea privată, vorbești da, de casă. Da, da, și nu dar zi-mi, te rog, ieruina noastră. Ea stă în oraș, aici și are familia, are copii, are, nu știu, serviciu. E clar că ea are tot, tot e la punctul vertical, cel mai culminant de sus și însuși înainte ei plec capul și nu pot să spun că e ceva altceva și nu vreau, vreau să mă apță. Nicolae, nu vă sperie că are doi băieți mari deja? Pentru mine nu e un copil, e mai mult ca orice, ca mine însumi. Trebuie să renunț la mine însumi și trebuie să am grijă de copii. Dar în faptul ăsta să am grijă de copii ca să nu aibă ceva abateri, să fac rău cuiva. Mă îngrijorează că bun. Mult o să suferi și ea și eu. Nicolae, și până te-ai invita în scenă, zi-mi, te rog, definiția la faptul că afirm că n-ai iubit niciodată în viață. De plin, nu am iubit. Dar cum îți dai seama că e de plin orba? Ca să aibă copii, să simt că a rămas șef. Deci am înțeles, dacă iubești cu tot sufletul, trebuie să fii copii, dar dacă așa... Așa este? E pocă de piatră, rămâne nu în nu pot să zic, e ceva, sunt greșit într-un moment. Domnul Marina, în caz că, Doamne, nu știu, mai știi cum bat clopotele, zi-mi, te rog, ai fi disponibil să faci un copil? Nu, categoric nu. Bun, categoric, nu știu cum ești tu la acest capitol, dar este categoric, este momentul potrivit în care vrem să le invităm pe Mirele cu numărul 2 în scenă. Vrem să vedem ce surpriză a pregătit. Succese mari! Pentru frumoasa noastră, Marina, am pregătit un dans. Da. Floarea e frumoasă, inima e voioasă, să-mi grijească fata ce mi-a zâmbit odată. Într-o zi cu soare, n-aveam o floare, am bătut la geam și ți-am cântat pe ram. Hai, dragă domnișoară, vino tu afară, să te sărut dulce pe buzele tale. Să te țin în brațe, să te ducă departe și cu tine să trăiesc o viață întreagă. Hai, dragă domnișoară, vino tu afară, să te sărut dulce pe buzele tale. Să te țin în brațe, să te ducă departe și cu tine să trăiesc o viață întreagă. Dragostea mea, vreau să te câștig, că m-am îndrăgostit. Inima mea, spune-mi ce să-ți dau, tot ce vrei îți au. Dragostea mea, vreau să te câștig, că m-am îndrăgostit. Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Păi, dar n-ar mai lege 100%. E vesel, vioi, deși să n-aibă șansă. Trebuie să aibă șansă. Spune și n-ar spune, nu mă interesează, deși să stau deoparte când sufletul îmi dansează. Eu aș fi pus în placă după colivie și am să gust o leacă în sară de rachie. La nunta asta e numai muzică de nuntă, tot vorbesc, nimeni n-ascultă. Atâta am și de dimineață, am să joc măcar o dată în viață. Nicolae,
Raie, ești un om foarte talentat. Ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni. Ne-am bucurat să te vedem fericit, împlinit, să-ți faci neapărat visul realizat, pentru că îți dorești extrem de mult să-ți găsești sufletul pereche, o femeie potrivită care să te poată face fericit și, cum ai zis și tu, îți dorești extrem de mult un copil. Succese mari în camera de așteptare și să ne mai bucuri încă mulți ani la rând cu dansurile cele tale senzaționale. Mulțumim! Mulțumesc. Nicolae este mirele cu numărul 2, așa, debordant. El a venit cu atâta o atmosferă, n-am înțeles nimic ce a povestit despre viața lui privată, ce a vrut, cum a vrut, dar, în schimb, a dansat cum nu dansează nimeni de Republica Moldova. Ce păreri ți-a lăsat acest mire cu numărul 2? O persoană care nu e încrezută în el. Și... Păi tu zi așa clar și pe indelete, ce păreri ți-a lăsat? Nu voala, că nu ești tu la vârsta de 20 de ani, că vreau să zic doar că și pentru că de aici. Ar fi potrivit cu tine? Sau să te arunci cu ochii de acasă? Nu, cu dânsul nu e nici vorba. Nu poate. Da, de ce? Din toate punctele de vedere, nici. Nici fizic, moral, absolut psihic, nimic. Păi dumneavoastră nici... singurul a confirmat că el înțelege că voi sunteți absolut pe trepte diferite. Da, de fapt, el... Și el singur a spus că eu... într-un fel mă închin în fața ta, dar eu înțeleg că noi nu suntem pereche. Așa că aici nici n-ai ce mai șlepta. Uite ce am văzut eu din zodia lui, care o zodia săgetător foarte bogată. Are foarte multe planete. El săgetător? Da, el are și Soarele, și Luna, și Neptunul, și Marte, și nodul karmic în săgetător. El este foarte intelectual, verbal, dezvoltat. Ai văzut ce vocabular are bogat, da? Foarte mult ține la reputația lui, da? La tematica, cum este respectat. Însă este tipul ăsta de săgetător care a rămas fixat în stadiile astea timpurii de dezvoltare. Așa, un copil, un copil care nu a reușit încă să se dezvolte. Asta este și una dintre cauze, că el nu-și dorește o femeie cu copii, el este un copil. Da, și cel mai, să spun, după părerea mea, mai grav ce am văzut eu, el joacă rolul unui personaj din sistemul de familie pierdut, uitat. El și-a menționat aspectul ăsta. Aici e mult, mult de discutat. Deci, hai să spunem așa, dacă era un săgetător de la psihic matur, eu ți l-aș fi recomandat, fiindcă ești peștișor și iată tema asta cu Neptunul și cu tema asta cu creativitatea, iluziile și Dumnezeu și nu știu ce, e aproape de tine. Dar da, aici nu este cazul. Pur și simplu nu este cazul. În schimb, dansează bine. Măcar asta bucură, da. Păi, vouă nu vă place, mama altul nu mai face, există probabilitatea cineva de pe micile grani poate să-i placă. Exact, da, da. Exact. Tinerică, care n-ar fi ea? Sau de la biserică. Și fie... Dar ți-o spun cum la biserică și trebuie duc cu biserică. Las duc la biserică, poate că săgetător, poate a găsit o femeie care să-l iei în mâini, așa o mămică, de da? Doamne, nu n-am vrea. Deci asta este condiția vitală pentru fiecare oameni care suntem semeni, da? Pe această planetă. Noi căutăm neapărat sufletul perechi și eu sunt sigură că fiecare își are locul lui în societate și își are perechea lui potrivită. Of, Doamne, după așa dans m-am încălcit, nici nu știu ce să zic, la sigur este momentul potrivit în care vrem să-l invităm pe invitatul cu numărul 3, pe Mirile cu numărul 3, să vedem dacă el este cel mai potrivit pentru eroina noastră. Bună seara! Mă numesc Ilie. Ilie, 46 de ani, este muncitor și are mâini de aur. În satul natal face fântâni și repară instalațiile de canalizare, deși de profesie este tractorist. În general, ca și majoritatea bărbaților, adoră pescuitul, iar frigăruiul îi reușește pur și simplu delicios. Ilie consideră că o familie nu poate fi construită la distanță, așa cum se întâmplă adesea la noi. Când unul dintre soți pleacă la câștig, iar despărțirea e pe ani de zile. Nu-i plac oamenii încăpățânați și lăudăroși. Relația cu fosta soție a devenit una fericită. Abia după divorț, pentru că cei 15 ani de căsnicie au fost cei mai grei din viața lui. Cu toate acestea, o bucurie totuși îi mângâie sufletul, cei doi feciori pe care îi are. Ei sunt alinarea, deși locuiesc departe de casa părintească. Acum Ilie își dorește o nouă familie, de data aceasta una cu adevărat fericită. Ilie, bună seara! Bună seara! M-ai dat ca un cavalier din star cu niște trandafiri absolut fantastici. Mulțumesc!
Ce mai faci tu? De ce te-ai întors? După câte țin minte eu, ai fost în cadrul acestei emisiuni și ai ieșit la braț cu Lilea. Ce s-a întâmplat? Lilea, mai pe scurt... Te-a măjit? Dar ei îmi spune, ba, la moarte dusă, ba, e ocupată, ba, e la lucru, ba... Fă, dar tu unde vrei să spus, chem? Eu am vrut că a fost vorba că să ne întâlnim, mă, că la o cafea, ba, e la lucru, ba, nu e la lucru, ba, scodinește, ba, faci și mâncare, dar după 6 minute n-ai la dispoziție extrem de vorbă. Da. Aspectul înfățișării determină că ceva are trăsături care e, sunt nedeschise, nedeslușite, care, însuși... ascunde ceva. Da, tu ești muncitor bun la toate. Da, fac. Ești originar din... De raionul Caușani, sat Fărlădeni. Tu acolo trăiești. Da. Așa. La moment, tu câștigi din faptul că săpi fântâni și canalizare, nu? Din echic acolo lucrez. Numai nu lucrez sorbesc. Tu lucrezi cu ziua? A, nu lucrez cu ziua lucrez, da. Dumneavoastră trăiți singur? Da, dar 15 ani. Aveți casă, pe mamă? Am casă, fântână, bieși, casă mare. Ei, mașină n-am. Dar deși? Are cal. Ei, iaca, nu mai am eu cal. Am ia, avut nici cal, nici mașină. A, nu, am avut și mașină. Cum să ajungeți la Orchei? Cu lisapietă. Lisapietă, bun. Domnul Ilie. Da, vă ascult, domnule. Aveți un hobby. Un hobby absolut masculin, dar mie îmi place extrem de mult și mie, chiar dacă nu fac parte din, da, pescuitul și frigăruile. De câte ori practici acest hobby? Eu îmi place plăcintele, canezno, și rașturile, bânjurul cum îmi place. Dar cine face? Eu le fac și nu pot deci face plăcinte. Deci tu ai nevoie de o femeie pe care să o iubești. Și plăcinte care... singur faci? Cap cum, da, papă, cap cum. Dar atunci ce vă trebuie femeie? Da, pentru dragoste. Metale drept ai spus. Pentru dragoste. Ilie este un candidat care își caută o pereche potrivită. Nu e neapărat să-i facă mâncare și curat. Ei, trebuie o femeie cu care se poată visa, realiza. Nu-i plac oamenii care sunt lăudăroși. Sulenoși și mincinoși. În primul rând, dacă mă amezești, mă gine. Atunci, de la acest capitol, vreau să ne reîntoarcem. Ai fost într-o căsătorie care a durat 15 ani. Da. Dar afirm că a fost o căsătorie nefericită. De câți ani ești singur? 15 tot. De 15. 15, da. Deci tu te-ai căsătorit destul de timpuriu, te-ai căsătorit destul de tinerel, dar ce nu a mers? De ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Spune-mi versiunea ta, de ce ai divorțat tu personal? Că cine a mers la stare civilă? Dar odată ziua să mă sfădia să mă facă vorbi burianoase dimineața pe-n sară și vorbi. Dar era poate vreun motiv? Ei, dar motiv, că întotdeauna. Dar tu nu vezi, tu ai zis că deja să cheltuie. Dar tu acum ai afirmat că tu nu vrei să cheltuie bani pentru o femeie. Vrei și de este, aș vrei și de celelalte. De care ca baba și de la biserică, atunci te noutățile de prin sat. Nu mai este noutăți. Păi și nu dă-i focul, nu ies fum. Ok, și spuneau oamenii. Ei, n-aș mai spune direct. Dar dumneavoastră ați întrebat pe soție singur să vă spun. Dacă îi spun hai la biserică, fă-ți croșul. Nu vreau, dar de ce nu vrei? Păi și dumneavoastră ați crezut vorbele cu Eva și... Ei, dacă așa îți grească unul, așa grezi mai mult. Dar eu așa de povestită. Când spune unul, altul, altul, asta... Domnul Ilie, eu așa de povestită de am ajuns și vestită. Ia ascult astrologic, poate ceva cu astrul la tine, nu e reglă, Cristina? Ei, da, conieșnă. Da, interesant. Ascendent în leu, soare în leu, da? Dar dumneavoastră nu iubiți să vă lăudați, să vă dați așa în atenție. Dacă să am bani, conieșnă, cum așa vă dăm. Vă place să fiți important în relație, să primiți maximum atenție, să fiți ca un copilaș așa curculit, da, așa iubit. Nu chiar curculit, așa normal. Vă trebuie o femeie simplă, femeie, simplu, fără... Sunt cu dânsa la o masă, exact. Să mă duc unde trebuie, mă hodinesc, prășesc cu dânsa. Să vă gătească. Să mă odihnesc, să mai prășesc. Nu, dar poți să mă hodinesc, că așa de odihnit, la prășit, la așa. La prășit, la gătit, la... Așa femeie vă trebuie. Așa femeie vă trebuie, da. E sâdba. Da. Domnul Ilie, până la prășit și până la odihnit, spune-mi, te rog, dar... Tu ai doi băieți. Da. Ce vârstă au copiii dumneavoastră? Unul are 22 și unul 25. Băieți mari deja. Căsătoriți? Unul da, trebuie să-i nască femeia, dar unul... Și bunel mâine pe mâine. Da, care razniță? Dar zi-mi, te rog, dar în ce relație ești cu copiii? Așa, nu chiar... Dacă n-au făcut nuntă, te-ai chemat? Dar n-au făcut nuntă. N-au făcut nuntă. E un om care e muncitor, dar are ceva... Nu pot să zic, să mă compar cu el. El are ceva experiență, că are copii și are deja trecut prin multe. Sunt astrologic, în acest an sau chiar în cadrul acestei emisiuni am putea să găsim sufletul pereche? Nu cred. Dacă tot nu, măcar zi cam cum ar trebui să fie potrivită acea femeie care să-l facă fericit și împlinit, pentru că este probabilitatea chiar acum de pe micile, că cineva ne urmărește. Eu am zis să fie o femeie nu cu
complicată, da? De o femeie de la țară. Aha, numai cerințele vis-a-vis de femeie. Dar lui, zici și lui niște cerințe. Și trebuie să schimbi la dânsul. Că el tot e ea, ca ea care are 50 de ani. Multe. Și trebuie și ea fac și ea. În primul rând să învățați să vă împărțiți. Cum să mă împărțați? Material. Cum? Material. Ai 1000 de lei, dar e 900. Material. Dacă ea primește 1000, dă-și 900. Să investiți într-o fiată, vedeți? Sunt dă-și 1000 deodată, da? Da, da. Dacă primește ea, dar deși nu și grămadă, și ne trebuie ea, ca să știe ea. Dar dacă cu fiecare grămadă lui? Nu, dar dacă... Și vă serios. Să înveți să investească într-o femeie, probabil are și frica asta, că prea mult trebuie de cheltuit într-o femeie. Dar câteodată pot să am și... O femeie necesită niște cheltuieli. Exact. Ei, dacă nu ești disponibil să-i cumperi flori la timp. Flori aduc un braț. Da, de cele de la vecin, cum ai vrut? Nu că mă duc flipură. Ascultă-mă, o femeie necesită haine, parfumuri și o femeie asta. Știi și vrea să o pup la timp. Asta să-ți putin frumoasă. Pentru că dacă nu o faci tu, o faci vecinul. Nu, vecinul e bătrân. Eu am impresia că domnul Ilie nu este zgârcit. El este zgârcit atunci când îi cere cineva și îi iei din mână și din buzunar. Dar dacă i-ar plăcea o doamnă, eu cred că el ar face un efort și ar face o curte frumoasă. Nu, dar nu vreau să îngâște, vreau să îngâște și ea. Dacă și ți-i la casă, apropo, dacă tot zici că vreau să îngâști, și acolo nu poți cumpăra trei gâști. Păi da, trei gâști, dar și aș cu trei gâști. Dar ce ai tu la casă acum? Ce gospodărie ai? Am luat trei răți, am mute și... Adică cu trei gâști nu faci nimic, dar cu trei răți faci tot. Cu trei răți, dar cum? Am văzut trei gâști nică, dar cu trei răți fac. Dar cum? Zi mai departe, ce mai ai? Nu țin nică, eu singur nu țin nică, nu mă țin, răsat. Eu ne-nchipu, el e de dimineață, eu și cu trei răți. Nu prea se potrivește cu ei, a lucrat contabil, el tractorist, nu prea. Dar zi-mi, te rog, că uite, eroina noastră, s-ar potrivi pentru sufletelul tău? Eu știu, și gânduri are Lelita asta. Nici nu mai vreau zi piatră, nu și gânduri, am dat zi de oapă. Întreabă dacă ai câteva întrebări. Ce să te întreb, eu știu ce să te întreb. Dar ce vrei? Ea muncește, are doi copii mari, ea muncește și câștigă bine. Și e sănătos, dacă lucrează asta, dar mă e un plus mare. Doamna Ilie, să ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni. Cine știe, poate îți surâde și în această seară fericirea și te alege eroina noastră. Între timp, tu știi deja regula. Cu Lilie în omărți, poate îți mergi cu Marina. Regula știi. Nu, eu vreau așa, dacă vreau să mă aleagă pe mine, eu nu sunt lenos, mie niște poliția, mă știi, tăi satele de carne, caroci. Eu de asta nu fumez, caroci, nu iubesc oameni, nărăvoși. Laudăroși. Laudăroși. Și de ăștia care cu mânzuri au mânzuri, tot mă prea iubesc. Bun, dar eu nu iubesc pe cei care nu mă ascultă pe mine. Este momentul potrivit în care vreau să te invităm în scenă. Cu siguranță toată lumea vrea să vadă ce surprize ai pregătit pentru eroina noastră. Succese mari! Doamna Marina, poftim un coș cu fructe. Știți frumoasă ca fructele astea. Mulțumesc! Aplauze! Bine meritate! Iată așa îmi place! Un bărbat doar prin faptele îți poate demonstra că el își merită locul lui lângă tine. Un venit om cu fructe, cu un coș de vitamine. Mulțumim, domnul Ilie, succese mari! Ești un bărbat absolut fantastic! Sper să-ți găsim sufletul pereche. Succese mari și în camera de așteptare! Marina, respectiv după treapta ierarhică, a treilea mire, ce păreri ți-a lăsat? Și respectiv zâmb și ce darul, dacă ți-a plăcut? Pentru că oamenii trebuie să-i percep după fapte. Da, darul e foarte drăguț, mulțumesc foarte mult. Dar de altfel te strie, au fost foarte atenți. Da, adică foarte atenți și drăguț. Ilie, nu te vezi după lângă ea? Nu. Cu toate că are niște calități absolut minunate, eu zic eu. Este un fântânar din care muncitor. Se câștigă, este un muncitor, este un bărbat care nu are vicii, cel puțin așa ne spune el. Are hobby, are pescuit, ți-a adus în dar un coș cu fructe. Da, mulțumesc. Mie mi s-a părut destul de interesant. Își merită neapărat să-și găsească o femeie potrivită. Deci, în cadrul acestei emisiuni avem o parte de trei miri care chiar acum ne urmează de pe micile ecrane. Acolo, din camera de așteptare, așteaptă să fie invitați în drumul vieții de eroina noastră, Marina. Marina, îți mulțumim din start pentru că ești în cadrul acestei emisiuni. Ne-am bucurat dacă îți găsim sufletul pereche. Este momentul în care facem o recapitulare, adică ce înseamnă. Noi toți trei ne dăm cu un gând
o sugestie, dar decizia până la urmă îți aparține ții totalmente. În cadrul acestei misiuni, Vadim, Nicolae, Ilie, practic toți trei cu aceeași vârstă. Vadim, 44 de ani, cel care este profesor de chimie, cel care este în căutare la surpriza pregătită de șampanie și cu baloane. Nicolae, 47 de ani, dansatorul de la Ungheni. Ți-a gătit în dar un dans, ți-a adus un buchet de flori. Iarăși, un bărbat destoinic, cred eu, pentru cel care se vede lângă el ca potențial mire. Și Ilie, acum l-am povestit, fântânar, are pescuit, un coș cu fructe. După treptă erahică, de întâi îi dăm cuvântul să vedem ce gânduri are Maria Andreuță și după aia o să-mi spună și Cristina Guzinski, ea e mai aproape astrologic, știe ce zice Dumnezeu. Maria. Am avut o seară minunată. Da, am râs chiar cu hohote. Cu niște personaje foarte interesante. De multe ori noi în emisiune auzim că nu contează cum arată persoana. De multe ori noi auzim nu contează vârsta, nu contează ce e, nu contează ce e. Într-adevăr, sunt niște lucruri complementare într-o relație. Într-adevăr, nu contează cum arată persoana. Contează atunci când tu ești, sufletește pe o undă. Când nu vă uitați unul la altul, dar vă uitați într-o direcție. Este om potrivit. Exact. De data aceasta sunt bărbați cu destinurile complicate. Nu văd niciunul să meargă prin drumul vieții cântând. Dar este tu, unul dansând. Dar tu, necătând la aceea că tu ai trecut prin multe greutăți, arăți așa cum arăți, într-adevăr ca o floare, ai rămas să fii visătoare și ai rămas să fii cu gânduri bune la viitor. Și tu chiar, eu cred că de fiecare dată când te trezești dimineața, ai un cântec în gândul tău care îți dă energie. Și tu ai foarte multe de văzut încă în viața asta. Din păcate, băieții care au fost astăzi, ei parcă singuri își închid perspectivele. Și de aia nu pot să-ți recomand. Că eu văd că tu ai încă un drum luminos și foarte fericit. Numai că trebuie să ai un pic de răbdare. Și tot o să fie bine. Mulțumesc. De apropo, dacă fac o referire la faptul că ești tare bravo, vreau să spun că și copiii tăi. Noi nu cunoaștem pe Mizinu, dar pe Fredelin îl cunoaștem. Și asta foarte mult contează când dragostea maternă e suficient într-atât de mult ca copiii tăi să crească oameni maturi, capabili, minunați și educați. Și fericiți da. În sine. E că tu te uiți la dânsul și vezi că el e fericit. Da. Hai să o ascultăm și pe madame Cristina, că ea știe mult mai multe decât aparent pare. Foarte des în emisiune nu este compatibilitate la prima vedere, dar este compatibilitate în hărțile natale. Deci se necesită mai mult timp pentru discuții ca să înțelegi că este persoana potrivită sau nu. Aici este foarte clar vădit că nu este nici compatibilitate, mai ales ultimul personaj, Ilie, și ăla din mijloc, Nicolae. Deci chiar nu aveți compatibilitate. Chiar vreau ceva să văd în hartă și nu pot să vă cuplez. Inclusiv și Vladimir. Dar am găsit unele puncte cu Vladimir comune. Și am să-ți dau recomandare așa la general. Da? Tu ești pește, zodia, născut în zodia pește. Vladimir este născut în zodia rac, deci sunteți două semne de apă. Și cum spunea colega mea, cât de mult contează să fie vibrațiile sau sincronicitatea aceasta spirituală sau sufletească, mai bine zis, chiar sufletească. Uh-huh. Aici puteți să rezonați, dar cu o condiție. Aș spune două condiții. Unu, dacă Vladimir ți-a plăcut vizual și ți-a trezit așa o atracție masculină. Și al doilea aspect, dacă tu înțelegi, simți că poți să-l scoți pe Vladimir din zona aia, aș spune că s-a fixat. Pe anumite, într-o zonă de unde nu vede perspective, nu vede viitor, deci trăiește cu trecutul. Dacă, uite, ai putea să-l scoți de acolo, să dai în bordul ăsta și să-i arăți că, uite, viața e frumoasă. Că s-ar putea. S-ar putea. S-ar putea să încerci. S-ar putea. De-aia recomandarea mea astăzi va fi primul candidat, Vladimir, dar cu astea două criterii. Permiteți să ai o discuție, o prietenie,
dacă simți. Într-adevăr, îi dau crezare lui doamna Cristina, pentru că Vladimir, într-adevăr, parcă s-ar potrivi și după vârstă și după felul lui de a fi, dar că deseori știi cum, tu nu știi ce dureri are omul aici, sufletește, ce voalează. Noi toți suntem fericiți și împliniți pe spațiul virtual sau public, dar aici există probabilitatea, dacă îi dai taman, omul îi potrivi deseori să-i spui un cuvânt, că e bravo, că va izbuti, că va reuși. Decizia ți aparține ție. M-aș bucura dacă în cadrul acestei emisiuni, într-adevăr, cum a zis și o doamna Cristina, dar și Maria, alege. Încercarea vină nu are. Chiar dacă și ieși la un suc cu Vladimir, că domnul ți-a zis, gata, de mâine ai pus actele, gata, vă semnați. Încercați, ți-ți mulțumesc. Dacă tot încercarea nu este potrivită, te mai aștept în cadrul acestei emisiuni cu mare, mare drag. Între timp, succese și în camera de așteptare. Trei bărbați așteaptă să fie aleși. Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată noi cei de la Orizont TV, vă îndemnăm neapărat să vă ascultați inima și să faceți alegerea potrivită. Din păcate, eroina noastră de această seară, Marina, nu a ales pe nimeni. Oricum, îți dorim succese mari. Vouă, însă dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrieți și să completați ancheta. Eu sunt aceeași Lenuța Gheorghiță și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată cuvintele magice. Hai să ne căsătorim! O seară frumoasă alături de cei dragi și nu uităm, rămânem doar pe Orizont TV. La revedere!